domnule Stăleț, atunci când vorbim afirmații referitor la platforma, aveți și anumite probe despre de unde ar fi finanțată sau cine ar fi finanțator acestei? Eu nu am probe și nici nu mă duc să... Ok, atunci afirmația noastră nu au nicio valoare. Eu v-am zis faptul că nu eu afirmam, afirmau alții. A doua întrebare este referitor la partid, vorbesc despre guvern sau la acea partidul. La moment vedem că partidul foarte activ a început să susțină revendicările, să le propună și în Parlament. Și aici nu vorbim despre 6 septembrie. Aceste revendicări sunt încă din luna februarie. De ce abia acum Partidul Liberal Democrat și-a amintit despre aceste revendicări? Din motive că acum Partidul Liberal Democrat poate acționa ca o entitate distinctă, care nu este legată cu anumite angajamente de, prin acordul de alianță, care poate să-și promoveze linia sa politică fără careva restricții. Și din acest moment, noi vom promova în continuare acest obiectiv. Și restricțiile erau de la? Citiți acordul de alianță. Niciuna din părți nu va admite atacuri reciproce asupra celelalte părți și nu va porni acțiuni care să dăuneze imaginii partenerilor și așa mai departe. Fiecare mișcare de genul ăsta, noi și noi suntem lucruri. Ne-a acuzat public, că noi am stat în spatele platformei, da? Și noi suntem cei care am deschis platforma, da? Și așa mai departe. Adică pe domnul Matfilat, acuzat în special.